asigurăm că nu este absolut nicio problemă. Eu vreau să mulțumesc colegilor de la Partidul Conservator pentru invitație. Mă simt foarte bine alături de ei. Am foarte mulți prieteni în Partidul Conservator, vechi prieteni, pe care i-am respectat tot timpul, chiar când lupta politică ne-a făcut să fim adversari, pentru că, dincolo de toate, au fost adversari onești, adversari care au respectat regulile și poate ăsta este lucrul care ne-a unit în momentul de față, faptul că toți cei care respectă regulile, toți cei care respectă regulile democrației s-au unit împotriva unui adversar comun care nu dă doi bani pe reguli.